Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face varza la Cluj. Este un preparat tradițional de mâncare specific zonei Ardealului. Are straturi de varză murată, orez, carne și smântână. Este foarte delicioasă și arată frumos straturile. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de o varză mare murată, tocată, 1 kg de carne tocată, 400 de grame de orez, 100 de ml de ulei, 2 cepe tocate cu bulețe, 400 de grame de smântână, sare și piper după gust și o linguriță de boia de ardei dulce. Începem prin a pune într-o cratiță cu 1,2 litri de apă o linguriță de sare și orezul. Îl fierbem 20 de minute la foc mediu, amestecând din când în când. Într-o tigaie punem 50 de ml de ulei și ceapa. O călim 5 minute, amestecând din când în când în ea. Apoi punem boiaua de ardei dulce, amestecăm și punem carnea. Condimentăm cu sare și piper după gust. Mai călim puțin și carnea, apoi luăm de pe foc. Într-o altă cratiță punem 50 de ml de ulei și varza murată. O călim 10 minute cât să se mai înmoaie. Acum clădim varza la Cluj. Într-o tavă mai încăpătoare punem un strat de varză, unul de orez și unul de carne. Repetăm încă o dată straturile. Deasupra punem un ultim strat de varză. Dăm varza la cuptor aproximativ o oră. Când este gătită, facem câteva găuri în ea cu o furculiță. Deasupra punem smântâna. Mai dăm la cuptor 10 minute. Varza la Cluj este gata. Priviți cât de bine arată. Are atâtea straturi delicioase. O mâncare perfectă pentru orice zi a săptămânii. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!